asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cu voia Domnului și Dumnezeului nostru să luăm Sfânta Carte și să privim, potrivit cu tematica noastră din vremea aceasta, la un alt împărat al lui Iuda, Iosafat. Eu am numit lecția aceasta Iosafat, un împărat scump care s-a vândut ieftin. Iosafat, fiul lui Asa, este prezentat în 1 Împărați, capitolul 22, în momentul în care a ajuns pe tron, în locul tatălui său. El era de 35 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 25 de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Azuba, fata lui Shilhi. A fost un împărat de excepție, un împărat bun, cum este prezentat în versetul următor. El a umblat în toată calea tatălui său Asa și nu s-a abătut deloc de la ea, făcând ce este plăcut înaintea Domnului, numai că înălțimile n-au fost îndepărtate, poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Însă, acest împărat deosebit, pentru mine personal chiar este un împărat preferat, plăcut, a făcut o greșeală capitală pentru țara lui Iuda care a condus-o. Haideți să-l urmărim mai întâi în desfășurarea anilor care au trecut, cât timp el a fost împărat și într-o a doua parte să sesizăm acea greșeală la care m-am referit. Există uneori o durere când un băiat sau o fată, un tânăr, foarte bun, credincios, dăruit, harnic, frumos, mai multe calități, se căsătorește cu câte o fată sau respectiv câte un băiat care nu e nici pocăit, nici harnic, n-are nici pe una, nici pe cealaltă. Și îți vine să zici, dar cum s-a putut nenoroci, există o expresie între oameni, un băiat așa bun se căsătorească o fată așa slabă, sau invers, o fată bună cu un băiat atât de slab. Cam așa ceva și chiar pe undeva în acest domeniu a fost gafa lui Iosafat. Dar haideți să-l urmărim. Întoarceți-vă, rog, la a doua carte a Cronicilor, în capitolul 17, unde el este prezentat mai pe larg. Vreau mai întâi să ne uităm la preocupările spirituale ale lui Iosafat. Domnul Iisus a spus, căutați mai întâi împărăția și alte lucruri se vor da pe deasupra, și în măsura în care omul este preocupat de lucrurile spirituale, toate celelalte lucruri din viața lui sunt determinate de acest aspect. De aceea și pe Iosafat îl studiem mai întâi în raport cu templu, cu leviții, cu preoții. Care a fost legătura lui cu casa sfântă? Scrie aici, de la versetul 3, Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baali, căci a alergat la Dumnezeu tatălui său și a urmat poruncile lui fără să facă ce făcea Israel. 6. Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii, chiar și cei care mai scăpaseră prin unghiere de persecuția tatălui său Asa. Observați aici un prim gând. Când omul este în căutarea lui Dumnezeu, când vrea să se apropie de Domnul, nu numai că Dumnezeu îi se descoperă, dar nu se poate o apropiere de Domnul fără o îndepărtare de păcat, de idol, cum era atunci. De aceea, orice om care vine la pocăință, sau din tinerii născuți în biserică, care este în acest proces de sfințire, se va vedea în viața lui o îndepărtare de lucrurile rele. Nu poți deopotrivă să cauți și lucrurile sfinte, îndeaproape, și în același timp să fii pasionat și de lucruri firești, sau de păcate chiar. Apoi, când este cineva într-o slujbă, dacă el caută pe Domnul, cum a fost cazul Iosafat, el, în mod automat, din această căutare de Dumnezeu, va da la o parte, va lua măsuri împotriva celor care fac răul și împotriva răului. Există acel verset frumos pentru a concretiza acest principiu în Psalmul 45, cu referire la Domnul Iisus Hristos, versetul 7. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. Nu se poate. Nu se poate nici măcar să iubești neprihănirea și să fii indiferent față de răutate. Nu se poate. Când alergi spre Domnul, o să te îndepărți de rău, o să-ți displacă,
Și dacă stă în competență, iei măsuri pentru eradicarea răului, pentru înlăturarea efectelor lui. De aceea, Domnul să ne ajute într-o apropiere de El și într-o eliminare a păcatului de către noi și din viața noastră. Revenind la 2 Cronici 17, citesc de la versetul 7. În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpetenile sale, Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaniel și Mica, să se ducă să învețe pe oamenii în cetățile lui Iuda. A trimis cu ei pe leviții Shemaia, Netania, Zebadia, Asael, Shemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia și Tob-Adonia, leviți, și pe preoții Elishama și Ioram. Ei au învățat pe oamenii în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului, au străbătut toate cetățile lui Iuda și au învățat pe oameni în mijlocul poporului. A implementat în țară un sistem educațional, o școală religioasă. Evident că atunci nu era ca și acum să fie școli în toate compartimentele administrative ale țării, dar el i-a repartizat pe preoți și pe leviți să se împrăștie prin țară și să învețe pe oameni cuvântul legii lui Dumnezeu dat prin Moise. Învățătura pe care și noi punem accent de atâtea ori în măsura în care Domnul ne luminează a fost un element care Dumnezeu l-a vrut să fie prioritar și Iosafat a înțeles aceasta. Amintiți-vă că erau alte vremuri în Iuda și vom vedea mai târziu, de exemplu în timpul reformei lui Iosia, nu doar că nu mai învățase nimeni în țară pe popor legea Domnului, inclusiv și preoții care lucrau la templu, care făceau slujba acolo, pierduseră cartea legii și când au găsit-o și au citit în ea, li s-a părut cu totul deosebit ce scrie, s-au îngrozit când au auzit, așa de străini ajunseseră. Dar el s-a preocupat ca poporul să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Și ferice de oamenii aceia care sunt interesați și de cei care se preocupă cu învățarea. Am citit despre o situație când într-o zonă, pare mi se, în Polonia, a ajuns o Biblie într-o zonă de credincioși. Și fiindcă n-aveau decât un număr atât de redus, s-au dat să învețe pe de rost. Că ajungea Biblia la ei pe rând. Și când s-au dus niște lucrători misionari mai târziu, i-au întrebat să spună câteva versete sau capitole din Biblie. Și au zis oamenii de acolo, cum a zis, capitole? Noi putem să spunem cărți întregi. Fiecare a învățat pe de rost. Când a fost la el Biblia, până când se-i mai vine rândul, să o aibă, să o cunoască. Bine spune Scriptura din Genesă și până la Apocalips, ferice de cel ce citește și învață cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Nu degeaba este scris în Deuteronom, capitolul 4, de harul care l-aveau evreii, fiindcă Dumnezeu le-a dat cuvântul. Hai să citim acest aspect, Deuteronom 4, de la versetul 5. Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a dat Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânirea, cum ei deja erau în ea. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea poporului care vor auzi vorbindu-se toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu tot înțelept și priceput. Care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezeul lui așa de aproape cum avem noi pe Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte? Cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte. A fost o cinste, o slavă și o favoare pentru ei să aibă cuvântul lui Dumnezeu și el să fie cunoscut de tot poporul. Apoi, revenind la cartea a doua a cronicilor, întoarceți la capitolul 19, Iosafat a introdus în țară un sistem judecătoresc, prin care adevărul și dreptatea să fie instalate și să fie la ele acasă, așa cum ar trebui, într-un loc sau într-un popor unde domnește Dumnezeu. Să citim de la versetul 5. A pus judecători în toate cetățile întărite din țara lui Iuda, în fiecare cetate. Dar fiindcă înainte învățase, a putut să pună judecători, că dacă nu le predai întâi lecția, cum apoi să-i asculți și să le dai note? Dacă ei nu cunoșteau cuvântul,
cum să fie judecați pentru faptul că nu l-au păzit. Dar dacă erau învățați, acum judecătorii, își aveau menirea lor. Și a zis judecătorilor, și observați acum integritatea lui, morală, etică, spirituală, înalta lui ținută sfântă. Luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul care va fi lângă voi când le veți rosti. Acum frica Domnului să fie peste voi. Vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeu nostru nu este nicio nelejuire, nici nu sare în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat a pus și aici pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri, leviți, preoți și căpetenii peste casele părintești ale lui Israel. Și iată poruncile pe care li le-a dat. Voi să lucrați în frica Domnului cu credință și curăție de inimă. Să citim și mai departe încă două versete, că e foarte frumos. În orice neînțelegere care va fi supusă de frații voștri, care locuiesc în cetățile lor, și anume, cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învățături și rânduieli, să iluminați, deci întâi învățătura, ca să nu se facă vinovați față de Domnul și să nu izbucnească mânia lui peste voi și peste frații voștri. Așa să lucrați și nu veți fi vinovați. Și iată că aveți în frunte pe marele preot Amaria pentru toate treburile Domnului și pe Zebadia, fiul lui Ismael, căpetenia casei Iuda, pentru toate treburile împăratului. Și aveți înainte ca dregător pe leviți, întăriți-vă și lucrați. Și Domnul să fie cu cel ce va face binele. Amin. Zicem și noi un amin pentru vremea noastră, să ne sprijinească Domnul la un asemenea nivel de dreptate, de corectitudine, fiecare cu sinceritate în măsura cunoașterii lui, să fie ca înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este drept, corect și iubește, prețuiește extraordinar de mult dreptatea. Tot în privința aceasta dreptății, dar privind la opusul acestor stări, vreau să citim din cartea Țefania, capitolul 3. Aici este prezentată situația aceleiași țări, dar în altă perioadă. Exact în acea perioadă despre care vă spuneam că își pierduseră Biblia și cei de la biserică. Și observați care era starea lor în țară, fără cunoștință de Dumnezeu. Vai de cetatea aceea îndărătnică și spurcată, vai de cetatea plină de asuprire. Ea n-ascultă de niciun glas, nu ține seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său. Căpetenele ei în mijlocul ei sunt niște lei care răcnesc, judecătorii ei sunt niște lupi de seară care nu mai lasă niciun os până dimineața. Prorocii ei sunt ușurate și înșelători, preoții ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea. Și totuși Dumnezeu era același și în vremea asta strâmbă și în cealaltă dreaptă. Le-a zis Iosafat, Domnul va fi lângă voi când le veți rosti. Dar în cazul acestor nedreptăți, nu e tot acolo? Să urmărim ce spune versetul următor. Domnul este fără prihană în mijlocul ei. El nu face nicio nelejuire. În fiecare dimineață el își scoate la lumină judecățile, fără să înceteze vreodată. Dar cine este nelejuit, nu știe de rușine. Dumnezeu rămânsese ca un sfânt și poporul nu mai semăna cu Dumnezeul lor. Toți ceilalți în jur erau netrebnici, cum a fost și în alte vremuri istorice. De aceea a prorocit Enoch, omul care a umblat sute de ani cu Dumnezeu și a văzut o generație în degenerare, chiar mai multe generații, și a profețit și scris despre el în Iuda că va veni Domnul să judece și să-i încredințeze pe toți oamenii de toate faptele lor nelejuite, făcute în chip nelejuit și păcătos. Vreau așadar să punctăm acest prim punct pentru această seară, citind 19:4, Iosafat a rămas la Ierusalim, evident, acolo stătea mai mult, era capitala, apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului, de la Berșeba din sud până la muntele lui Efraim și a adus înapoi la Domnul Dumnezeul părinților săi. Ce împărat scump! Inclusiv el a trecut prin mijlocul poporului și la propriu și la figurat. A trecut prin toată țara, parcă să ia în brațe și pe unii și pe alții, și să-i apropie de Dumnezeu. Un împărat care și-a făcut datoria, și-a înțeles menirea, și-a putut să tragă poporul spre Domnul. Dar ca și alți împărați, n-a fost scutit și el de războaie, și urmărim acum aspectele acestea
militare, întoarceți la capitolul 17, în vremea lui Iosafat, armata lui Iuda a fost cea mai numeroasă și după perioada lui David a avut cea mai glorioasă epocă. Nici până atunci, de la dezbinare, nici după aceea, n-a mai fost atât de masivă, n-am avut atât de mulți soldați. Scrie aici, din capitolul 17, de la versetul 10, imediat după acel sistem de învățământ, groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. Niște filisteni au adus lui Iosafat daruri și un bir în argint. Iosafat s-a ridicat la cea mai înaltă treaptă de mărire. A strâns multă merinde în cetății lui Iuda și avea la Ierusalim o ceată de oameni viteși ca ostași. Iată numărul lor după casele părinților lor. Din Iuda, Adna cu 300.000 de viteși, Iohanan cu 280.000, Amasia cu 200, sunt deja 780, Eliada cu 200, 980 și Zozabad cu 180.000, peste 1.000.000 de soldați. Aceștia sunt cei ce erau în slujba împăratului, afară de aceea pe care îi pusese împăratul în toate cetățile întărite ale lui Iuda, deci în afară de garnizoanele din fiecare localitate. Totuși, am amintit acest aspect nu pentru a scoate în evidență numărul de soldați, că Dumnezeu n-a apreciat niciodată să se facă prea mult caz de număr sau de vitejia oamenilor, ci pentru a dovedi altceva. În capitolul următor, în 20, este prezentat un război foarte curios. Exact pe același tipar nu mai există alt război în Biblie. Un război câștigat de sfinți, nu de cei peste 1.000.000 de soldați. Și fiindcă avem și noi suficiente lupte, vreau să urmărim puțin în acest capitol doar 3 idei despre războiul acela câștigat într-un mod atât de superb. Să citim de la versetul 3. Au venit împotriva lui mulți și în spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului înaintea curții celei noi. Postul cu rugăciunea, încă dacă este și adunare când este post și rugăciune, este forța cea mai puternică. Rugăciunea are o valoare dacă e și post, dar dacă și suntem adunați, să avem cu toți un singur scop, este cea mai supremă putere care poate să fie degajată. Și acum vreau să urmărim rugăciunea lui Iosafat în mijlocul adunării. Dar socotiți, ținând cont de ce am spus până acum, că poporul cunoștea, era un împărat iubit. Când le-a spus să se adune, s-au adunat cu toții, au luat post, rugăciune și el și-a înălțat glasul către Dumnezeu cu următoarele cuvinte. Doamne Dumnezeu, părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai zgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia dinainte poporului Tău Israel? Și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminție lui Avram, care Te iubea? Ei au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând: dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înălța înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Și acum enunță motivul problemei lor, războiul, și continui de la versetul 12. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Și faza aceasta e una dintre cele mai grele în bătăliile spirituale, când nu știi ce să faci. Și te frămânți și zici: cum să acționezi? Așa? Altfel? Unul spune într-un fel, altul într-altul și ție îți trec prin cap mai multe idei și nu știi ce ai de făcut. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine.
Și Domnul să ne comandă El să știm ce avem să facem când noi nu știm ce ar trebui să facem. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiii lor. Amintiți-vă și de cei din Ninive. Au făcut post și pentru animale și copilul mic, spune Ioel, când este vorba de o situație stringentă, de o forță majoră, să iasă mirele din odaia lui și mireasa din locul ei și toată lumea să strige înaintea Domnului. Sunt situații deosebite prin care încercăm să înduplecăm îndurarea Domnului și prin care cerem biruință asupra forțelor întunericului și cum erau ei împotriva dușmanilor din război. Apoi, de la versetul 14, în timp ce ei erau adunați, se rugau, toți erau îndreptați spre Domnul, atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, levitul din fiul lui Asaf. Și Iahaziel a zis: ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărat Iosafat, așa vorbește Domnul. Și mare har să-ți dea Dumnezeu un sfat când nu știi ce să faci. Să-l auzi să-ți vorbească. Nu vă teme și nu vă înspământați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. A urmat un mesaj de la Dumnezeu cu niște date concrete, că e un mare har să spună Dumnezeu, dar e un har întreg să înțelegi ce vrea să spună sau ce trebuie să faci. Și lor le-a spus: mâine pogorâți-vă înaintea lor, ei se vor sui pe dealul Țiț și îi veți găsi la capătul voi în fața pustiei Ieruiel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă teme și nu vă spământați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Lupta aceasta e foarte bună dată de comparație pentru noi. De ce? Ei n-au mai fost nevoie să se lupte cu sabia și noi, după Noul Testament, nu mai avem arcuri și săgeți. Toată lupta este spirituală. Așa a fost acel război pentru ei. N-a fost nevoie să tragă nimeni să consume din muniție. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și Teotuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Leviții dintre fiii chihatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeu lui Israel. A urmat pe rol cântăreții. După ce Iosafat le spune în versetul 20 să se încreadă în Domnul și în mesajul de la el, în profeți și vor izbuti, apoi în învoire cu poporul a numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte. Mare atenție! Cântăreți cu podoabe sfinte, mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: lăudați pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Armata aceea a venit acolo concentrată de niște forțe spirituale străine și la orice război este așa. Și cântarea deschide drum Duhului Dumnezeu și alungă duhurile străine, este un fapt știut, dar cântarea celor sfinți. Rețineți așadar aceste trei elemente cum s-au împletit. Postul și rugăciunea în timp ce poporul era adunat. Un mesaj profetic concret și laudele sfinților la adresa lui Dumnezeu. Cred că dumneavoastră știți mai departe ce a urmat. Au fugit toți vrăjmașii și s-au dus evreii să adune prada, nu? Și vă citesc doar un verset concluziv. Versetul 26, a patra zi s-au strâns în Valea Beraca, binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul, de aceea i-au pus numele acesta. Au intrat în Ierusalim, după ce trei zile au prădat, căci era multă pradă, în casa Domnului, în sunete de alăute și de arfe și de trâmbițe. Nu știu exact cum or fi cântat leviții aceia cu cântările când știau că ei sunt în linia întâi. Noi n-am fost pe front, dar să întrebăm pe bătrâni. Cum or fi cântat când știau că în fața au adversari? Acum, la urmă, în mod sigur, pe când treceau pe sub arcul de triumf, au cântat liniștiți că nu m-au știut, că nu m-au adversari nici în spate. Dar cu ce bucurie au cântat în urmă, după ce Domnul a dat biruința și prin ei. Și un alt aspect despre partea bună a lui Iosafat. Ne întoarcem la capitolul 17
versetele 12 și 13. Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire, a zidit în Iuda cetățui și cetăți pentru merinde, a strâns multe merinde în cetățile lui Iuda și avea în Ierusalim o ceată de oameni viteji ca ostași. Și tot de aici, versetul 5, Domnul a întărit domnia în mâinile Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri și a avut o mulțime de bogății și slavă. Și 11, niște filisteni au adus lui Iosafat daruri în bir și în argint și arabii au adus și ei vite 7.700 de beci și 7.700 de țapi. Economia țării sfinte și, dacă vreți, bogăția noastră materială, ca și credincioși, vine, ca și în cazul lui, prin aceste două surse, pe lângă ce a moștenit, ar fi trei atunci. Prin muncă au zidit cetăți și cealaltă sursă au primit daruri. Adică, pe de o parte trebuie să muncim pentru ca să avem realizări proprii, iar pe de altă parte pot fi binecuvântări primite din partea Domnului, dintr-o parte sau dintr-alta. Iosafat a avut parte de amândouă aceste situații. Nu mai reluăm, noi am discutat la momentul potrivit și nu cred că se pune ideea aceasta. Biblia spune în Noul Testament, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce, zice Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 3. Dar totuși, măcar că Pavel pleda atât de mult pentru muncă, încât el însuși cu mâinile lui a muncit, s-a ocupat îndeaproape și de ajutorări, de a duce de la unii care au la alții care nu au. Și zice el că trebuie să fie o potrivire, ca prisosul unora să acopere nevoile altora. De aceea să înțelegem și aspectul acesta și l-am amintit nu doar așa pentru a mai spune ceva despre Iosafat, dar uneori există o sursă de tensiune în multe familii, problema aceasta materială, că nu se ajung bani. Noi nu ne ajung pentru ce vrem noi să facem, dar să știți că nici la americani nu le ajung, că dacă le-ar ajunge, n-ar fi toți datori în bănci. Că sistemul acesta, chiar în țările dezvoltate, e un sistem spânzurat pe sistemul financiar. Și dacă ar colapsa, s-ar înneca masiv. Deci să muncim și în măsura în care Dumnezeu ne binecuvintează și cu alte daruri, să-i mulțumim și pentru una și pentru cealaltă. Pornind de la acel minim de a ne îmbrăca și de a ne hrăni, până la măsura care Dumnezeu ne-o dă, fără să atingă vreunul starea de îmbuibare, care e trecut în Evanghelie cu vai, sau o bogăție insensibilă, care e sub o pedeapsă a lui Dumnezeu. Vreau să trecem acum la a doua parte, Iosafat și relația lui acea ieftină. 2 Cronici, capitolul 18, versetul 1. El a colaborat cu Ahab și implicit Iuda cu Israelul. El a avut bogății și slavă. Împăratul lui Israel nu l-a atacat ca și pe tatăl său, Baeșa, ci Ahab a tins să-i obțină prietenia și, fiindcă Biblia nu spune, putem înțelege doar indirect că atât stilul lui Ahab cât și cel al lui Iosafat era de a întreține relații de prietenie cu cei din jur. Nu erau porniți pe război, așa, din senin. Și s-a încuscrit cu Ahab. Și de la această încuscrire a pornit marele necaz. Scrie în 1 Împărați 22, versetul 2. În anul al treilea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a pogorât la împăratul lui Israel. Înțeleg din asta că Iosafat a fost de acord cu această prietenie, din care, potrivit cu vremea aceea istorică și chiar mai târziu, se înțelegea că rezultă o încuscrire. Nu se putea gândi o relație fără încuscrire. Era ceva clar. Prin faptul că el însuși a coborât în Samaria, înțeleg că a fost de acord. Altfel, nu s-ar fi dus. Împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi, să recucerim Ramotul. Versetul 4. Și a zis lui Iosafat, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galat? Și acum, dacă erau cuscri și de bună seamă, și știți că Izabela se pricepea la relații diplomatice, și-au spus și ele cuvântul, inevitabil. Și Iosafat a răspuns, eu voi fi cu tine și poporul meu ca poporul tău. Așa și a ajuns.
Poporul lui a ajuns ca și al lui Ahab, ca ai mei, ca și ai tăi. Și totuși, aici e ceva foarte interesant. Iosafat credea că el este credincios și pe Ahab îl știa cine-i. Nu știu cum a putut crede că din colaborarea lor strânsă și din încuscrire se pot păstra două neamuri distincte și nu se vor face o apă și un pământ. Versetul 5. Apoi Iosafat a zis împăratului Israel, întreabă cum te rog cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci, pe lui, în număr de aproape 400, și le-a zis să merg la luptă. Și i-au răspuns, uite, și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului ca să-l putem întreba? Deci Iosafat înțelegea, doar adineaur am discutat care era înțelegerea lui spirituală, că ce face Ahab este o formă de teatralizare religioasă. Împăratul Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău, este mic ca fiul Imla. Și Iosafat, iarăși, să pozeze ca un om sfânt, să nu vorbească împăratul așa. Ei, încuscrește-te și împretenește cu cei răi și tu poți să le spui, nu vorbi așa, nu o să le schimbi tu bagajul lor de cunoștințe din minte și din inimă, că tu le spui să nu facă așa, să aibă ceva pardon față de tine, să țină cont de Dumnezeul tău și de felul tău de a fi. Vine Mica și prorocește. Știți, diferit de toți ceilalți sute de proroci. Și ce m-am întrebat, și nu m-am gândit până acum la problema asta, dacă Iosafat a înțeles că cei 400 proroci prorocesc rău și Mica zice bine, de ce s-a dus la război? Vedeți că după ce te prinzi în horă cu ceilalți, și dacă tu știi că e rău, nu mai poți să cânți bine? Că te duci? El și-a dat seama că nu-i bine, a încercat să se opună, dar după ce a fost prins, ești gata. Versetul 18. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, nu ți-am spus eu că nu prorocește nimic bun? De la versetul 29, împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot din Galat. Cum și-o fi trecut Iosafat peste conștiință și peste prorocia aceea? Să revenim la 2 Cronici. Și chiar dacă i s-ar părea cuiva că eu vreau să forțez explicația textului, că ar fi fost mai simplu să nu înțeleagă Iosafat. 2 Cronici 19 cu 1. Dumnezeu nu se lasă fără explicații clare, frați și surori. Dumnezeu ne spune ce are de spus vis-a-vis de colaborarea aceasta. Iosafat, împăratul Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Vă întreb, ieftin s-a întors în pace de la acel război? Sau mai puțin ieftin? Stim. De la versetul 30, capitolul anterior, 18. Împăratul Sirie dăduse următoarea poruncă mai marilor peste carele lui. Să nu vă luptați nici cu mic, nici cu mare, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Dar Ahab era îmbrăcat în haine obișnuite. Iosafat în haine lui împărătești. Când au zărit mai mari carilor pe Iosafat, au zis, este împăratul lui Israel, s-au luat după haine. Și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Ce-o fi gândit Iosafat atunci? Și Iosafat a scos un țipăt. Domnul l-a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. I-a lăsat Domnul să vină pe lângă el să-i spună, te-ai băgat în gura lupului, uite-te scap, că eu țin cont de ce ai făcut tu până aici, că Dumnezeu nu-i grabnic să ne pedepsească. Dar putea să-l lase să se piardă. Au fost alte situații când Dumnezeu n-a mai așteptat. Ți-ai riscat viața, ți-o pierzi, una ai. S-a întors în pace, dar în mod sigur acel eveniment, acea criză, ca și cum ar fi astăzi, că a scăpat la limită de un atentat. 19 cu 2. Jehu, fiul prorocului Hanani, a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat, cum de-ai ajutat tu pe cel rău? Și a iubit pe cei ce urăsc pe Domnul. Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Când s-o fi mâniat Domnul prima dată pe Iosafat? Când s-au încuscrit că în vremea aceea părinții decideau în mai mare măsură ca astăzi cu cine se căsătoresc copiii lor. Și el putea să spună, da, micuscru, ce să facem acum? E tatăl nurorii mele. Dar cine te-a pus? Dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, că ți-ai înlăturat din țară idoli și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. De la acea încuscrire, Iosafat a făcut compromisuri în mod sigur din ce în ce mai mari. Că așa rezultă dintr-o asemenea împretenire. Dintr-o asemenea organizație. Te prinzi cu ei, trebuie să faci ce fac și ei. Apoi, alte pagube. El a scăpat pe front. Dacă soldați nu n-o fi murit.
și-au pierdut viața. El n-a avut război, putea sta acasă. Știți când a avut el război? Am citit adineaur cu cântăreții cum l-a câștigat. Dar cum au murit soldați și cai, a zis, ai mei ca și ai tăi, caii mei ca și caii tăi, să moară și unii și alții. Apoi, spuneam că Domnul i-a dat mari binecuvântări materiale. Priviți, vă rog, cum le pierde. Întoarceți la capitolul 20, de la versetul 35. După aceea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit cu împăratul lui Israel, cu fiul lui Ahab, cu Ahazia, a cărui purtare era nelejuită. S-a unit cu el să zidească niște corăbii, care să meargă la Tarsis, și-au făcut corăbii la Ețion Geber, și în mod sigur atunci niște corăbii, niște vase maritimele lui au o cheltuială mare. Atunci Eliezer, fiul lui Dadova din Mareș, a zis, pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea. Și corăbile au fost fărâmate și n-au putut să se ducă la Tarsis. Pagube materiale. Eu cred că și chiar în privința asocierii pentru un SRL sau pentru o altă afacere, nu este bine să te asociezi cu unul care e pocăit numai de formă și un fel de Ahab. E și el din Israel, dar este nelegiuit. Știi că pe el Dumnezeu va trebui să-l pedepsească și lui afacerea va merge prost? Și dacă tu ești asociat cu el, păi judecătorul sindic, când o să facă lichidarea, doar nu o să țină cont că tu ești mai sfânt. O să fie ca și aporturile inițiale, cote egale. Poate se naște o întrebare atunci, dar ce să facem? Nu mai putem să facem nicio afacere de parteneriat, că majoritatea oamenilor sunt nepocăiți. Ei, trebuie să faci uneori, dar spune Biblia că mai degrabă să te păzești de o relație cu un pocăit căzut decât cu unul de afară. Pentru că ăsta intră sub altă incidență decât cel de afară. Ăsta poate să ajungă mai rău decât cel de afară. Mai mare teamă trebuie să ai față de el decât față de cel de afară. Nici cu cei necredincioși nu trebuie să te înjugi la orice povară. Dar măcar cu cel de afară știi că tu ești credincios, el este necredincios. Dar cu cel dinăuntru, tu pocăit, el pocăit de formă. Vei intra în niște compromisuri, în mod sigur păcătoase. Iosafat nu s-a unit să facă corăbii cu egiptenii, cu Israel. Și Domnul le-a spus, deja pe Israel, purtarea nelegită, vă sfărâm corăbile. Și dacă urmărim un curs cronologic al evenimentelor, după ce a scăpat la limită de pe front, deși era încuscrit, după ce ei s-au sfărâmat corăbile, Iosafat a zis, gata, rup relația cu ei. Și vă citesc dovada, 1 Împărați 22, versul 48. Iosafat a făcut corăbii din Tars ca să meargă la Ofir să aducă aur. Dar nu s-au dus, căci corăbile s-au sfărâmat la Ețion Geber. Acele corăbii despre care v-am citit din 2 Cronici. Atunci Ahazia, fiul lui Ahab, a zis lui Iosafat, vrei ca slujitorii să meargă împreună cu ai tăi pe corăbii? Dar Iosafat n-a voit. S-a trezit. Și acum vă întreb. Ahazia a murit. În capitolul 1 din 2 Împărați, el moare. Și în locul lui pe tron ajunge Ioram. Și întoarceți la capitolul 3. Și din nou îl vom vedea pe Iosafat unit cu împărații lui Israel. Dar Iosafat, ai zis că gata, s-a terminat. Nu mai vrei să fii împreună cu el, nici la muncă. Acum ce cauzi din nou împreună cu el la război? Din moment ce era unit cu ei în relații de familie și era vulnerabil la punctul acesta, deja a zis el când a văzut care sunt efectele că rupe relațiile cu ei. Relația de neam l-a tras din nou. Și în capitolul 3, iată-l din nou pe front cu următorul împărat după Ahazia. Din nou, Iosafat cu împăratul lui Israel. Cred că vă este cunoscută situația când îl cheamă pe Elisei și cântă un levit cu arfa, poate, și vine Duhul Domnului peste Elisei și zice în versetul 14, viu este Domnul oștirilor cărui Dumnezeu slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat în împăratul Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă, nici nu m-aș uita la tine. Iosafat a rămas credincios, că un om după ce trece de 40 de ani, poate, și el e credincios, și dacă îl împrietenești cu altul, el nu-și mai schimbă credința. Spunea un frate care a avut peste 10 copii
Pe mine, zicea el, și dacă m-ar învăța cineva că se poate altfel să nu faci copii, acum după ce am făcut tot, nu mai mă schimb. Ei, cam așa ceva și Iosafat, acum după ce și-a dus viața lui de credință așa, nu mai era atât de slab să fie doborât. Dar uite că a rămas unit. Și acum punctul cel mai adânc al tragediei. Iosafat a pierdut total generația următoare. Întoarceți-vă, rog, la 2 Cronici, capitolul 21, versetul 1. Iosafat a rămas credincios. 35 cu 25, aproximativ la 60 de ani, a murit. A dormit cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David. Și acum durerea. Și în locul lui a domnit fiul său Ioram. În locul celui care se apropia de Domnul și trecea prin mijlocul poporului să-i îndrepte spre Dumnezeu, a domnit Ioram. Ioram avea ca frați, fii al lui Iosafat, Azaria, Ehiel, Zaharia, Azaria, Micael și Șefatia. Toți fii al lui Iosafat. Tatăl lor le duse daruri însemnate în argint, în aur și în lucru scump, împreună cu cetăți întărite în Iuda, dar împărăția a lăsat lui Ioram pentru că el era întâiul născut. Când a luat Ioram în stăpânire împărăția tatălui său, a moștenit o împărăție învățată și plină de dreptate. Și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toți frații săi și pe vreo câțiva din capii lui Israel. Ioram avea 32 de ani când a ajuns în împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim. El a umblat în calea împăraților lui Israel cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. A topit totul generația următoare de oameni credincioși aproape că s-a stins. De aceea am numit lecția aceasta și implicit pe Iosafat un împărat scump care s-a vândut ieftin. Este într-un fel dintre împărații lui Israel feblețea mea, dacă poate și altora acest Iosafat. Poate și pentru faptul că i-a plăcut foarte mult sistemul de învățământ. Dar în mai multe puncte de vedere Iosafat este o excepție. Un om deosebit. Și-a greșit la capitolul relației. Cu cine te împretenești, cu cine te asociezi? Și țara s-a distrus. Poate și de la asemenea situații am o teamă și o reticență, poate exagerată uneori, de a nu mă asocia cu oricine. Că prieteniile rele pot să compromită toată lucrarea făcută la un moment dat și în mod special generația următoare, copiii pentru care se jerfesc părinții atât de cu drag și pe care îi cresc, moare prin asocierea cu cei firești. Și vreau să încheiem cu două concluzii scurte. Dacă acest Iosafat a făcut o lucrare atât de vastă, eu cred că a fost unul din cei cu mulți talanți, să ne ajute Domnul și nouă să ne facem lucrarea cât ne este dat. Să ne implicăm într-un fel, într-altul, să facem ceea ce ține de noi. Să învățăm, să judecăm drept, să ne implicăm într-o ajutorare materială, să ne luptăm pentru cineva, să mijlocim în condiții de sfințenie. Altfel, dacă tu nu ești sfânt, ce să înveți? Dacă nu ești sfânt, cum să te lupți că pierzi tu, de cum să-mi ajuți pe alții? Dar, repet această greșeală capitală a lui Iosafat. Și astfel a pierdut acea frumoasă țară. A pierdut din acei peste 1 milion de soldați rând pe rând, s-au dus. Sistemul acela învățătoresc, educațional, judecătoresc, s-a pierdut prin relația cu cel nelejuit. N-aș vrea să vă sesizez doar asupra interdicției de asociere între sacru și profan și să nu vi se pară că doar extremele nu-i voie să fie întâlnite. Este interzisă de Scriptură și relația dintre cel duhovnicesc și cel firesc. Din asocierea aceasta nu vor ieși niciodată lucruri bune. Cel firesc, încet, încet, sau dacă nu în generația următoare, îl va consuma pe cel duhovnicesc. De aceea, când cânți, când asculți o predică, când stai cu cineva în prietenie, cu cel cu care te asociezi să te rogi, să fie un om al lui Dumnezeu care să te ridice, nu să te coboare. Și mai presus de toate, când te căsătorești sau când îi acceptăm în biserică pe cei care se căsătoresc, mare atenție
Să nu ne pierdem țara sfântă cu toate frumusețile și valorile care Dumnezeu ne le-a dat. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.